program poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul programului. Comedie. Hai, terminat de citit, poți să le iau? Ce-ți faci tu cu ele? Nu cumva vrei să te mângâi de unul singur? Asta fac fără reviste. Le vând! Pe stradă face 2 pungi de aurolac. Eu în tabări le dădeam pe 2 săpunuri. Păi ce să fac eu cu săpunul în canal? Las, mai bine nu știi. La tine viața e simplă, bă, aurolac și canal. Canal și aurolac. E bine ar fi fost să am și eu 2 din femeile astea pe 2 săpunuri. Păi nu le ai? Nu le am. De-aia m-am întristat iar. Am mai mult acțiune aveam parte la Bulău decât aici. Nimeni nu mă vrea. Eu te vreau. Vezi că te găsește, drag, prezdez, dar nu te vezi. Bă, de prieten. Mare scofală, sigurul meu prieten, un aurolac. Și ce? Bă, de prim iar. Mai bine o sun pe Teo, dă telefonul. Dracu de orbete. Alo? Bună, Teo, vezi că viu la tine la un consult, că nu mai pot, mă doare capul de nebunesc. Cum adică nu se poate că ai pacienți? Păi tu bagi înainte, ești ocupată. Programează-mă atunci. Ce? La 8 seară? Păi și-o până atunci ce fac? Nu trântești tu mie telefon, mi-a închis, mă. Ăsta-i cu surul ei, bă, pariule. Tot timpul e ocupat. Lasă! Auzi, bă, ție ți-e frică noaptea pe străzi? Că te apăr eu, cunosc toți hoții. Nu, mă, mi-e frică, dar dau un bega până diseară. Mă doare de nebunesc. E de rău? Te doare capul? Că și pe mine mă doare capul. E de rău, bă, că ajungi la părnaie. Hoții ăștia nu-ți dă nici măcar o pastilă de cap gratis. Ce-ți mai zic de un ajutor? Poate ție să-ți... Chiar, fii atent. Știu ce face. Te duci să-ți faci programare la Teo. Îți face dosar de pensie și avem și noi un venit stabil. Eh? Pensie? Păi eu nu sunt bătrân, uite. Păi nu te bătrânețe, dar handicap, idiotule. Și mă fac eu soțitorul tău și uite așa am dat și mie venit. O să am 2 venituri stabile. Adică ce vrei să zici, bă, că dacă îmi divorțează ochii sunt handicapat? Credeam că mi-ești prieten. Sunt prietenul scuipa că te găsești. Îți explic eu mai târziu. Tu te duci și îți faci programare. Așa. Și după aia vedem noi cum iese. Cum tare! Ce-ai pățit, mă, colega? Ți-ai ucis toți admiratorii și acum nu știi pe unde să-i îngropi? Haide, mă, scuză-mă, mă, scuză-mă, știu că uneori fac glume proaste și desărate, dar acum n-am vrut să te fac să plângi, îmi pare rău, scuze. N-are legătură, mă, cu tine. Tocmai am fost jignită rău și nu de o glumă. De cine? De un petent? Un petent nesimțit care a venit și s-a luat de fizicul tău, sunt sigur. Nu. Dacă eram eu acolo, tu și îi ziceam vreo 2 și îmi dădea așa fără disecție. Dar nu era petent, era un bărbat la care aveam mari speranțe. Altul decât Gogoașa? Da. Dar nu trebuie să o iei ca pe o jignire, să știi. Că sunt unii care nu apreciază femeile astea mai plin, mai... Adică nu apreciază ce-i frumos. Dar nu că m-a refuzat, m-a jignit. Că a zis că el nu este indian, să... Unde-i jignirea? Să știi că sunt foarte multe persoane care iubesc filmele indiene. Te-ai auzit, Narghita? Ui, chichidana, vin, chichidana, nu, da, aia e! Ui, chichidana, și aia dansa mult, așa... Nu mai dai seama, atât, înțelege! Uite, Chiorete are față de indian! Seamănă cu... Dacă te găsește, drag! Da, bă, că ziceam că semeni cu Saul Mac!
e cel mai mare actor al lor. Tatu are pene în cap, da? Ce-și luat scolpul ăsta, uite așa. Știi ce mai mi-a zis tipul ăla? Că el nu e indian să venereze vaci. Auzi, chiar că sunt idiot aici, adică nu înțeleg legătura. În India, vaca este un animal sfânt, înțelegi? Cum e de la noi, Sfânta Paraschieva. Ce nu înțelegi? Păi da, unii le venerează acolo, da. Și alții le mănâncă aici. Nu e Paraschieva, normal. Dar mă enervez, avea dreptate, Chiorete, că zicea că tu nu pricep nimic. Înțelege-mă odată că ăla m-a făcut pe mine în față. Mamă, ce bău sunt. Da. Următorul, vă rog. Eu. Ce cauți, mă, aici? Am venit să iau pensie. Pensie? Ce ești tu de pensie? Am durere de cap, vrei să arăt? Lasă teatru ieftin. Ieși. Ieși. Următorul. Eu. Nu, tu ești nebun. Da, tic. Tu-i chef de joacă sau cum ți-am zis să ieși ca în pacienți, da? Următor. Unde sunt toți pacienți? Le-am spus că am fost trimis de primărie ca să aduc toți aurulații aici. Aici? Ca să se constate care e sănătos mental și care nu, pentru asistență socială. Și? Și au fugit de spaimă când au auzit că o să vină 100 de puturoși să stea cu ei la rând. Bine, bine, îți fac consult, dar trebuie să-mi aduci toți pacienții înapoi. Toți? Cum? Păi nu știu, să te vezi ăla care te-a învățat să-i gonești. Da, hai, dai drum acasă, că am treabă, hai. Hai, că-i pierzi, îi pierzi, te duc acasă și nu mi-ai găsești, hai. Unde mi-e telefonul? Alo? Popo, vină până la cabinet, e urgență. Tău mi-a gonit unul pacienții și sunt liber. Poftim? Mi-ești deprimat din cauza grățielii? Păi vină un coace să te învăț o vindeci. Să consul prin telefon, a? Bine, mă, bine, dar după ce termin vii, da? Hai, mă, Grațiela, mă, nu mai mă, hai, las, că nu poate n-a pus lipsă de respect. Poate n-a el pus. Te venerează. Da, te venerează ca pe, ca pe o sfântă. Ca pe un sfânt. Auzi, mă? Să te venereze pe tine așa ca un sfânt. Să fii tu sfântul bou. Măi, nu că mi se pare, dar eu sunt aproape sigur, dacă nu chiar 100% sigur, că tu ești departe de a fi vreo grasă. De unde? Ești puțin plin, nu știu, cu niște forme extraordinare. Exact, dacă Rubens ar fi trăit acum, ți-ar fi făcut, cum să zic, portretul, ai fost un pictomodel. Cu camărugură, adică... Cum sunt fetele astea acum, mă, fotomodel, de că atunci nu erau parate foto, da. Te punea pe perete. Adică mi-ar fi făcut poza aici, pe perete. Da, alea scumpe erau. Auzi, dar nu e așa că plinuțele sunt mai drăgălașe decât schiloadele? Plinuțele emană sănătate. Și un om sănătos mănâncă cu poftă. Tu n-ai poftă de mâncare? Mamă, și când uite ce sănătoasă, asta e, bă, sănătate. Ăla slabul, ăla slabul, ăla bolnavul e slab. E slab. Și tot timpul la regim, așa. Ție ce să o scârbă, bea numai apă cu lămâie și ceai. Mănâncă pomelul, am mai dat lămâsa de schiloadă. Sau de schiloadă, după caz. Da. Mie să știi că nici dacă m-ai pica cu ceară, nu mai cupla, mai cupla cu una schiloadă dintr-asta. Mă, mie, nenică, mie îmi place femeia sănătoasă, așa, cu niște forme dintr-astea, ușor plin. Nu să... Măi, cum era șopica mea, mă? Măi, eram în limbă după aia așa... Măi, era fotomodel. 180, 180, 180. Da. Așa are biblioteca mea. Păi, da. Exact ce zice, da. Și să știi că și tu, a mea, nu e schimbat. Păi nu, e că am văzut-o. E bine. Chiar a început un pic să se îngrașă frumos. No. Ce face? Mă faci grață? Alo? Stai că, stai, alo, am pierdut semnalul. O duc după semnalul. Alo. Auzi, Chiorete, dacă tot îți plac astea mai plină-ți așa, nu vrei să fii iubita ta?
Am zis plinuțe, nu pline de tot. Salut! Ha? Ce ți-a zis? Să-i aduc pacienții înapoi. Dar cum fac? Păi te duci pe străzi, vezi unde s-au dus și îi aduci înapoi. Ce, nu-i mai recunoști? Nu, erau spălați, iar eu nu țin minte fețele spălate, ca chinezii. Atunci mă vorbești eu cu Teo. De ce? Eu mă cunosc cu ea mai de mult, sunt pacient vechi. Stai jos așa, că mă duc eu. Am împăcat-o pe Grațiela. Bravo. Și am venit să te felicit pe tine, psihologa mea favorită. Grație. Psihologa ta, grație. Da, mă tot ocolești. Vrei să-mi spui așa, voalat, cam la proporții, nu? Haide, mă, Teo, mă, termină, mă, era și ea deprimată și... Mamă, ce puteai aici la tine în birou? Zici că am murit un șobolan. Nu schimba subiectul, dar mai bine spune-mi în față că fugi de mine, că nu mai sunt atrăgătoare. Haide, mă, Teo, mă, pe bune, miroase îngrozit. S-a fudat vece cumva? E, mai e rău, aveai tu un aurolac, paliu. Paliu? E diliu? A venit ca să ia pensie de handicapat. Ăla cam trebuie, da. Nu, no, asta e problema. Problema e cine l-a trimis. Când nu-l ducea pe el cap. Mărlanu. L-a trimis ca să mă spioneze, să vadă când sunt singură, ca să acționeze el. De-aia să tot fâție asta pe aici. Ca să te prindă în oftai și să te convingă să-i dai și lui certificatul ăsta de handicapat ca să iasă la pensie. Cine a fost?